Bună ziua, oameni buni! Vă prezint pernuța brodată cu Sfântul Cuvios Paisie, Aghioritul. Această pernuță este realizată din material textil, brodată cu fir auriu. Creștinii care poartă aceste pernuțe sunt feriți de farmece și vrăji, ele acționând ca o armură spirituală. De asemenea, pernuțele sunt binecuvântate de călugării atoniți să-i ocrotească pe cei ce merg la drum lung de accidente și de alte rele care ar apărea în calea lor. Datorită smereniei sale deosebite, Părintele Paisie a căpătat de la Dumnezeu mai multe harisme și daruri care depășesc legile firii. Iată doar câteva minuni, săvârșite de Părintele Paisie. Vindeca boli incurabile, uneori imediat și numai cu cuvântul. Scotea diavolii din oamenii demonizați. Prevestea lucruri care li se vor întâmpla oamenilor în viitor. Știa dinainte cine sunt oamenii care îl vizitau mult mai bine decât se știau ei înșiși. Știa ce se întâmplă unei persoane, ce face, ce gândește, cum se simte, care se afla chiar și la sute de kilometri departare de el. Știa ce scrie în scrisorile pe care le primea, fără să le mai deschidă. Știa și ce conțin pachetele pe care le primea, fără să le deschidă. Știa cu exactitate dacă un gând sau o întâmplare era de la Dumnezeu sau de la diavol. Părintele Paisie, deși avea doar patru clase, povățuia duhovnicește monahi și mănăstiri, rezolva problemele mirenilor căsătoriți și necăsătoriți, conversa cu oameni de știință, care se minunau de cunoștințele și agerimea minții sale. Uneori, atunci când vroia el sau când Dumnezeu considera că așa este mai bine, părintele Paisie se făcea nevăzut, deși se aflau oameni în jurul său, aceștia nu-l puteau vedea când era fotografiat sau înregistrat pe ascuns și el nu dorea acest lucru, nu apărea în fotografii sau pe casete audio. Fie pozele ieșeau complet negre, fie se ardea filmul, fie se bloca aparatul. Câteodată nu era udat de ploaie, deși în jurul lui ploua cu găleata. Pe el nu-l atingea nicio picătură. De multe ori se ridica în văzduh cu trupul. Mulți oameni mărturisesc că l-au văzut uneori că nu pășea pe pământ, ci era ridicat de la pământ la vreo 30 de centimetri. Cu toate că a fost un om firav la trup, din cauza vieții sale ascetice, dar și pentru că respira numai cu o jumătate de plămân de mulți ani. I-au fost scoși plămânul drept și jumătate din plămânul stâng. După ce făcea semnul Sfintei Cruci și se ruga puțin, ridica stânci căzute pe cărare peste măsură de grele, stânci pe care nu le ridicau nici mai mulți oameni sănătoși și puternici a fost văzut uneori când emana lumină, iar fața sa strălucea ca soarele. Alți pelerini mărturisesc cum l-au văzut pe cuviosul Paisie, învăluit în întregime într-o lumină ce cobora de sus și era mai puternică decât lumina soarelui. Alții s-au învrednicit să vadă, în jurul capului părintelui Paisie, o aureolă luminoasă. Nu era vătămat de animalele sălbatice, ci, din potrivă, acestea l-ascultau și îi se supuneau. Asemen multor sfinți ai bisericii ortodoxe, cuviosul Paisie cunoștea starea celor adormiți, vedea sufletele anumitor persoane în clipa în care părăseau pământul și urcau la cer, cunoștea în ce stare se aflau sufletele unor persoane care au trecut la cele veșnice. În mod duhovnicesc, îi auzea pe oamenii care îi se rugau și care îl chemau în ajutor, chiar și când se afla la sute de kilometri de părpărtare de ei. Iar părintele Paisie îi ajuta în mod nevăzut cu rugăciunea sa sau le trimitea răspuns în alt mod. În mod duhovnicesc, se ducea în casele oamenilor îndurerați, la cei care erau gata să se sinucidă, în spitale, la cei care se aflau în pericol de accidente de mașini sau motociclete. A salvat de la moarte numeroase persoane care se aflau la mii de kilometri distanță față de el. De cele mai multe ori, fără ca acestea să-i fi cerut vreodată ajutorul și fără ca măcar să-l cunoască pe părintele Paisie. Deși cunoștea doar limba greacă, uneori, atunci când exista un motiv bine întemeiat, comunica cu turiștii ce vorbeau alte limbi și părintele înțelegea pe ei și ei îl înțelegeau pe părinte. Deși părintele le vorbea în limba greacă, fiecare dintre vizitatorii ce l-ascultau îl înțelegeau în limba lor. Părintele Paisie Ghioritul este îngropat la mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul din Surotii, de lângă Salonic, mănăstire pe care tot el a întemeiat-o. Părintele Paisie este cel mai renumit sfânt ortodox, mai ales pentru învățăturile sale spirituale simple, ample și profunde. Pernuța este de aproximativ 3 pe 5 cm și are în partea superioară un bold pentru prindere. Dacă doriți să comandați, găsiți linkul mai jos în descrierea videoclipului. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!